Vă rog frumos, haideți să reocupăm locurile. Știm din Scriptură că în momentul când un om se întoarce la Domnul, este bucurie în cer și aș vrea să fie bucurie și în inimile noastre. Biserica din Berga se bucură în această zi de o sărbătoare minunată, un botez nou testamental și aș vrea ca Bunul Dumnezeu să pună bucurie în inimile noastre. Cred că în unele inimi avem și motive să fim triști, dar le dăm la o parte și vrem să ne bucurăm de prezența Domnului. În cele ce urmează, tinerii se vor pregăti să laude pe Domnul cu o cântare, apoi fratele Radu va lăuda pe Domnul cu o cântare, fratele Nelu Tomșa se va pregăti să laude pe Domnul cu o cântare, după aceste cântări fratele Iosif Poruț, prezbiter în biserica din Vilanova, va avea un cuvânt pentru biserică și doresc ca Domnul să îl binecuvinteze. Amin.